Nu o trebuie foarte. Aici. Vă spun doar o mică așa istorioară, nu mai știu dacă e zis de mine sau nu aia, dacă am spus-o. Era o bătrână, se duce și ea la doctor, cancer. Zice, bunică, mai ai vreo două luni și iată. Du-te acasă, s-a dus bunica, supărată, de ce nu-mi trebuie, dar ce ai? Păi zice, uite, m-am dus la doctor, mi-a spus că cancer, așa. Și știi ce? Du-te la bătrânul ăla din pădure de acolo. Era un puznic, acolo de tras. Du-te la el, că el ce îți spune să împlinești. Orice el știe, dacă te vindești, dacă nu, se duce la el. Părinte, uite, și-a spus, ea necazul acolo. Zice, da. Ce da? Zice, este vindecare? Este. Și ce trebuie să fac? Și 3 zile de bunătate. Cum adică? Și 3 zile faci numai bine. Dar nu numai, nici nu gândești rău. Dar să fii continuu. Dacă cumva ai gândit ceva rău, trebuie să o iei iară de la început. 3 zile continuu de bunătate și mă vindic, să vindic orice boală, zice. S-a dus bătrân acasă și a început și ca asta e un șoc, 3 zile, normal, că după 2 ore, s-a amintit că nu știu ce vecina i-a zis, iar o gândi rău, ia-o de la început. Și a început. Și avea vecina aia care știa istoria asta și între timp vecina aceea a plecat undeva la fiica ei prin străinătate, s-a întors după un an. Și o vede bătrână trăind, prin curte, pe acolo, după găini, așa zice, unică, dar zice, care-i treaba? Zice, ce ai făcut? Ai reușit 3 zile de bunătate? N-am reușit, până la 2 zile. Zice, dar încă mă lupt. Da, cu boala? Zice, cum? Te-a vindecat? Nu știu dacă m-a vindecat, dar viața mi s-a schimbat. Ia deci luptând totdeauna să facă numai binele și uita de boală. Iar gândeam, măi, iar am căzut, iar să iau de la început. Sunt 3 zile. Și atât de mult s-au concentrat pe asta încât au ajuns să facă numai binele, să trăiască binele, să ruga tot timpul și au ajuns într-o stare, îi strălucea fața și ea îi s-a schimbat toată viața. Deci pur și simplu nu m-a interesat boala. Așa că, care vreți, vă se rezolvă orice problemă, 3 zile de bunătate. Amin.